Hello guys! Sunt aici pe plajă, desigur, la un hotel de 5 stele, super duper, bineînțeles că e pe barter, iar tot personalul mă super super răsfață cu toate delicatesele, pentru că sunt pe barter și gen... Forum avem! Practic, sunt cazată la 5 stulet, nu 5 stele. Este un joke și vreau să vă mulțumesc pe această cale, la această lumea, pentru că am ajuns la 800 de followers și efectiv nu mai am loc unde să vă pun pe toți, așa că super duper o să fac o nouă pagină unde o să comunic cu voi mai multe. Tocmai am făcut și am terminat un shooting în lavandă unde proprietarul m-a atacat și mi-a zis wow, ce fac? Și bineînțeles, ca să scap, i-am zis mă cac. Și așa am scăpat. Practic am scăpat scăpându-mă pe mine. Yes, I'm a joke, I'm a crazy bitch. Hashtag resist, hashtag porumb, hashtag căcare. Acum o să facem un super giveaway unde poți să câștigi un tam 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 ștulete de porumb. Tot ce trebuie să faci este să gem ca mine, ca și cum aș fi în porumb, și să dai tag unui prieten cu ștuletele mare. Și vei câștiga tun, 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 ceva între dinți, adică boabe de porumb. Nebunie, Costinești, mega discoteca tineretului. Hashtag influencerițe, hashtag boabe de porumb. Vă aștept pe pagina mea. Bye, guys! Domn, dă-mi, te rog frumos, pupața și portofelul, ceva de mâncare, că nu mai pot de foame. Dau hainele înapoi. Da, și iau și spăl acum parbrizul. Hai, te rog eu frumos. Na, ține și telefon. Bună ziua! Cum vă simțiți aici pe litoral? Nebunie! Costinești! Am înțeles că ați avut un accident, ați zburat de pe carosabil? Am zburat de pe curcubeu! Nebunie! Ați consumat ceva? Da, pe exact, m-am răsturnat! Nu, serios, chiar ați consumat ceva? Da! Cola fără coca! Neburie! Bine, tu! Costinești! Tu, băi! Coi! Coi! Auzi cum crești? Nu, dar auzi cum crești iar. O aud văzând, auzi. Costinești! Gumă! Salutare, ce părere aveți despre litoralul românesc? Urât, boss! Urât să moară Franța dacă te minti fratele tău, bă! Nu mai e, mă, litoralul ce a fost dată, nu mai e mizeria, acum s-a civilizat ăștia, e nebun. Am fost să fac și eu un pipi în apă, n-am avut loc că e apa curat. Am lăsat și eu trei peturi goale pe plajă, le-am strâns așa după ei una, două. Am vrut să mă dau și eu cu BMW-ul până în mare, n-am avut, boss, loc de șezlonge și de-astea, de cum dracu zice, oameni civilizați. Slăbuț, nu mai e ce-a fost dat. Ca să nu mă zic că salam, nic. Salam am văzut mai mult la istorie de păschelă decât în cluburile de Mamaia. Și cel mai rău, să moară fratele tău dacă te minti, ascultă la mine. Am văzut, dar să cenzurați asta, că e vulgar ce zic, e urât, nu e pentru noi. Am văzut oameni aici care citește, bă. Cum să vii mâncați ți-aș plata aici pe șenăt, pe plajă și în loc să râgâi, să te caci pe bapă, să astea, tu vii și-o citești, dar că ăsta acasă, bă, săracule. S-a stricat, bă, s-a stricat și litoralul ăsta, nu mai e ce-a fost.